Mai avem o lună până când se termină școala. Am făcut o situație așa, să vedem cum stăm. Stăm destul de bine, mai bine decât anul trecut. Avem însă o problemă cu Radulescu, care, dacă ar fi să facem așa o socoteală, n-am adunat eu și n-am vorbit, dar mă gândesc așa că ți-a trebuit vreo 2 de 9 și un 10 la matematică ca să poți să treci. Îmi pare rău, s-ar putea să te pierdem. Vorbește și tu cu părinții, poate faci niște meditații, poate îngrași porcul în ajun, poate reușești, știu eu, într-o lună. Mai vorbești și eu cu doamna de matematică, poate iese ceva. Să mai facem o ședință cu părinții, știu eu, poate săptămâna viitoare sau peste două săptămâni ca să... Dar nu vreau cu ce? Să știți că... Mai tare, că nu te-au... Meditații ca meditații, dar... Costă nu vreau să și mama și cu tatăl n-au câți am să îmi dea să te meditații. Oh, Dumnezeule! Păi ce să zic în situația asta? Eu înțeleg, mă Radulescu, că nu sunt bani, dar poate o fi și norocul tău pe undeva. Nu știu, pune mâna și învață, roagă un coleg să te ajute, să te mediteze unul care știe, care se pricepe. Eu nu vă cunosc, nu știu cât vă pricepeți voi la matematică. Poate, nu știu, zic și eu. Ia loc. Vorbești cu Bianca, poate te meditează ea. Da, voi, de bună, nu. Deci fii bună la matematică. Ce faci? Uite, am învățat, tu? Bine, fii atentă. Am ceva să zic. Ce? Vezi că Liviu... Așa. A pus un pariu. Că te combină. A pus pariu pe mine? Mhm. Eu mă uiți eu cum vorbea cu niște prietenele din clasă și... Păi și eu chiar ținem la el. Omul n-are gânduri serioase cu tine. Pe bune. Ți se pare că glumesc? Nu pot să fie. Bine, vezi ce faci. Mă duc la oră, da? Te pup. Îmi zici, da? Mersi. Bianca, scuze-mă că te deranjez. Ce faci? Știi, îmi pare foarte rău că te-am supărat și chiar îmi place foarte mult de tine și vreau să accesi părerea. Îți pare rău? Da, chiar îmi pare rău. Nu sunt sigură. Deci, Bianca. Da. AX la a doua. Da. Plus BX plus C egal cu 0. Da. Și delta mai mic ca 0. Da. Așa că x1 pe 2 egal cu minus b plus i radical din minus delta. Perfect. Supra 2a. Da. Super. Se mai trebuia un 9, nu? Din la păcate, matem, da. Păi vezi că ai ajuns la un nivel în care ești ca mine. Chiar mai mult decât mine. Ba da. Doamne, ce ajută să fie cum spui tu. Ba da. Îți mulțumesc foarte mult. Nu știu ce. Dar despre ce este ok? Bine, Bianca!